Salutare fraților, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou episod de PUBG Multiplayer, era zic de la Car Parking Multiplayer mi se trage fraților, PUBG Mobile de pe acest joc fraților. Astăzi suntem împreună cu un prieten și un băiat care m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult cu canalul, a donat mulți bani, m-a și ajutat cu niște chestii, îl respectăm și mulțumim foarte mult, el nu o să vorbească pentru că... Voi vorbi doar eu, dar Na, o să vă plictisesc doar eu astăzi. Aveți și canalul lui în descriere, fraților. Vă rog foarte, 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 foarte mult să treceți și pe la el cu un subscribe. Acolo am impresia că mai e și eu încă un clip de PUBG în care sunt și eu și mai multe chestii. Mergeți acolo, vă rog din suflet și pe Instagram-ul și pe unde puteți pentru că v-am zis, m-a ajutat foarte mult și arătați ce comunitate puternică suntem noi aici, fraților. Bun, și vom începe cu lutatul. De fapt, deja am început, dar na, Pași văd eu acolo sau mi se pare mie? Alarmă farsă băieți, nu sunt pași, sunt doar niște gloanțe care ne pot omorâ, dar nu o să ne omoare pentru că noi suntem bun, bun, pro player, glumesc, nu suntem pro player la PUBG și uitați și pe fraierul ăsta și fel fuge. Bot cred că era, dar nu, nu știu dacă era bot. Era zic bot cred că era, dar nu cred că era bot. Am nebunit la cap, nu-i problemă, merge și găsim și alții în amici. Să-i ciuruim, ia să vedem ce avea. Aici ne dăm seama dacă era bot sau nu, dacă avea loot era bot, dacă nu, nu. Uh, N-are nimic, ca de ce era player, fraților. L-am rezolvat repede, deci trebuie să fie și prietenul lui sau a murit instant, că nici nu mai țin minte. Da, am pierdere de memorie, glumesc, n-am nicio pierdere, mai îmi pierd o memoria uneori. A, am vrut să încerc o glumă, dar nu mi-a ieșit. Știți, a fost gen treaba aia și că asta a fost una dintre glume și începe lumea să aplaude. Așa că aplaudați, <coughs> glumesc, fraților. Și haideți să mergem, ce mai, să mergem să vedem ce mai găsim pe aici, luăm smocuri pentru că sunt foarte folositoare. Mereu m-au uitat smocurile, aveam și setarea aia ca să le ia automat după jos, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Cred că a venit Moș Crăciun și mi-a mi a luat o Dar na, vom merge să vedem ce mai găsim pe aici. și nostru, după cum vedeți, încă caută. Și cred că ar trebui să-i luăm și noi exemplul. Da, după cum vedeți, trage cineva pe aici, dar trebuie să rezolvăm. Bă, aparent l-a rezolvat înaintea noastră domnul Dan. Dar na, nu-i problemă mergem și lutăm mai înainte că noi suntem hoți, fraților, furăm lutul oamenilor care l-au omorât, cred că e corect. Nu știu sigur dacă e corect, fraților, dar mai iertați voi pe mine. Oricum am furat lutul, suntem niște nenorociți, niște hoți ordinari. Și haideți să mergem mai departe să vedem ce mai găsim pe aici și să mai găsim și niște playeri. Da, în caz că nu v-ați seama, am tăiat episodul și uh, vorbesc, vă vorbesc după ce l-am făcut. Pentru că trei minute mi se părea prea lung și așa vă pictisesc destul în astea 10 minute sau 15 minute de cât este episodul ăsta. Știu cum s-a terminat, dar vă las și pe voi să vedeți surpriza. Nu dați la sfârșit, vă rog frumos și dezactivați ăla de blochează adurile. Vă rog frumos, glumesc, faceți ce vreți voi, fraților, ne-am urcat aici și pe acoperiș și căutăm amici pentru că îi auzim trăgând și nu-mi plac inamicii, sunt, sunt contra inamicilor, fraților. Am dat kick aici, am... Asta e, data viitoare. Încercați, știți cum scrie sub dopul de, de șampanie, nu de șampanie, de sucuri de alea care au dopuri câștigătoare și mai încearcă, așa mi-a zis și mie jocul, mai încearcă frate, du-te du de aici, pleacă că nu ești de jocul ăsta, du-te și mai încearcă altă dată. Vino, vino când ești bun, vino când știi să joci. Optix și M4, da avem deja M4 din păcate, de fapt din fericire, dar Optix-ul sunt convins, sunt convins că ne ajută mult, avem și SKS-ul aici din câte ați văzut și tovarășul nostru și trebuie să fie un player pe aici pentru că mi s-a părut că l-am auzit sau nu știu. Dar nu-i problemă, fraților, poate să fie și 100 de player pentru că nimeni nu se pune cu Royal și frații lui. Așa că, da, chiar asta v să zic, vreau să joc și cu voi, dacă vreți să jucați cu și voi, ia uitați-l pe fraier, direct. L-am terminat mai repede decât ne, ne așteptam și mai trebuie să fie cineva colegului. Unde ești colegul? Ia uitați-l că l-am văzut pe colegului. Îl aranjăm repede și pe el. Ce faci mai aici, am? Ce faci, tata, aici? Îți dai viață, nebunule. Păi, e nebun la cam, fraților, v-am zis. Da, care vreți să jucați cu mine, fraților, lăsați un comentariu mai jos și chiar dacă nu vreți să faceți asta, vă rog din suflet să lăsați multe, 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 multe comentarii, multe, multe aprecieri, pentru că mă ajută mult și măcar 500-600 de aprecieri să facem și eu să mai postez episoade de PUBG, chiar uh, jucate cu voi, PUBG cu abonații, fraților. Și de asemenea, multe, multe episoade de Stand of 2 și alte jocuri pe canalul secundar. wow, nici, nu mai puș... nici nu mai știu să vorbesc, mă băieți. Royal 2.0, căutați acolo la... pe YouTube sau... Ia uitați-l pe fraier. A venit cu mașina nebunul, dar n-am mai pus partea aia pentru că... Na. Sau aveți și linkul în descriere. Băi, eu nu știu ce cu mine. Încep de, încep de fiecare dată 3, 4, 5 idei și nu termin niciuna. Dar mă iertați voi pe mine, știți cum e vorba aia. Iartă-mă pe mine iartă mă pomeni că e Jake Daniels. <laughs> Sau cum ziceam, Mihai din Bercen, că nu mai țin minte. Da, unde ești, mă, tată? Vino cu coace, băi, în micule că... Băi, nu știe cu cine se pune, mă, băieți. Deci nu știe cu cine se pune. Ia uitați pașii și o rezolvăm imediat, îl și auzim. Unde ești, mă? Mă, a, ești în casa aici, a nebunule. Băi, tată, fii atent, fiți atenți că... Unde ești? Hai că nu-i. Nu e, mă, fraților. ci țeapă ne-am luat. Dar nu e problemă, trebuie să fie pe aici și rezolvăm repede. Avem 3 kg acum. Direct 500 de kg vreau să fie acolo. Chiar dacă nu sunt 500 de player pe hartă, nu contează să mai aduc ăștia player pentru mine. Că când am eu ce juca cu ăștia, mă, fraților. Da, și pentru cei care m-ați întrebat care e numele meu pe PUBG, aveți aici Royal, mă, cheamă. Nu știu exact, Royal cu I. Mă, băieți, ia uitați, mă, ce cauz, mă, aici, L-am rezolvat, dar asta era, a murit greu tare de tot, nu știu, cred că avea, luase pastele antimoarte. Dar nu-i problemă că trebuie să mai fie unul. Ia uitați. Îl rezolvăm repede și pe ăsta. O să vină pe sus pe aici, pun pariu. Sau nu? Nu contează, oricum nu ne e nouă frică. Cred că e în casă, mă, băieți. Dar aparent am vrut să ne urcăm acolo în spate, dar am eșuat. Nu-i problemă. Mergem prin auntru. Mm, ne -a luat și... Nu ne-a luat viața, măcar. Hai să urcăm iar să vedem ce zice băiatul. Și ce caută pe aici, pe la noi, prin o daie? Ia, acum e acum. E sus de tot, vă zic eu. Ia uitați, ce cauz mă, nici măcar nu știi să joci, nici măcar nu știi să tragi. Și stai aici, vrei să te pui cu noi. Am rezolvat scop de 2 exact ce-mi trebuia. Sau aveam, nu mai țin minte, la fel. Ia uitați-l și pe l-ați la văzut, l-ați văzut, eu l-am văzut, fraților, și... Uitați ce schemă vrem să-i facem acum. Mergem și-l așteptăm pe băiat o să se urce sus, Pumpariu, pariu pe treaba. Pun pariu pe treaba asta se urcă sus. Ia. Bun. Vin un coace, mă. Ia, uitați ia, uitați -l. ce cauz mai aici. A coborât. S-a dus după aia. A coborât acum, dar nu e problemă. Nu cred că are timp să-și dea viață. Noi suntem aici pregătiți de război, 90-60. Fratele nostru nu știm ce face, ei prin casa aia. Cred că se bate cu alții. Dar noi mergem să-l rezolvăm pe băiatul ăsta. Nu e o mare problemă că ăștia nu prea au gară cu jucatul, nici te observa. aici. Trebuie să apară. Dar nu știu, nici nu știu de ce nu coborâm, dar cred că este de la problemele mentale. Mă iertați. De unde tragi, mă? Trage în mine, mă, fraților. Tragi trag în mine, dușmani. Nu știu cu cine se pun, v-am mai zis. Dar mergem acum și rezolvăm pe toți și rezolvăm o problemă. De fapt, rezolvăm mai multe probleme. Aici trebuie să fie unde ești, tată. Pa, și ăștia foarte șmecher. 1, a ieșit și trai mă omoară, nu mă omoară. Direct, nu-i problema, am dat câteva gulanțe în cap, ne încărcăm arma și gata. Ia uite, 7 kill-uri. Frumos. Avea și compensator, exact ce ne trebuia, exact ce căutam. Luăm și de la asta ce găsim. Cam sărăcuți ăștia, mă, băieți. Dar nu-i problemă. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne mai aduce aventura acestui joc. <laughs> glumesc. Bine, iarăși, nu vă mai zic glumesc, nu știu de ce, am un reflex. Am un reflex de fiecare dată să vă zic că glumesc. Nu știu care e problema mea, nu știu ce probleme, ce probleme duc la cap, dar uh, sper să mă înțelegeți. Și sunt sigur că mă înțelegeți voi pentru că sunteți niște, niște șmecheri și niște patroni. Patru. ori, ce-mi vine mă, nu știu ce cu mine înțeleagă asta fraților E de la oră, cred că e vreo 3 dimineața sau ceva de genul ăsta Și eu mă chinui cu, am avut și pământ aici, au Ai, uitați pe asta, direct L-am rezolvat, cam slăbuz la viață, dar nu-i problemă mm. Luăm ce are, are câteva chestii interesante Și mergem mai departe, ia uitați l și pe ăsta, așa cum stă el, stătea el așa Nărăvași Zici că era de la, că era capră de munte, fraților. Zici că era un țap sau un cocoș de munte care nu-și găsea iarbă să pască din ea. A dat și dropul. Da, nu mergem la drop pentru că nu, nu, mai avem gaz la mașină. Am tăiat partea aia că na, era stricată și ăsta stă aici a supărat, așa cred că era AFK. Nu e problemă, omorând și player AFK pentru că e un kill în plus până la urmă. Ăsta stă aici pe deal, n-are o treabă cu viața direct un hit și nici măcar nu se ridică să fugă, fraților. Deci gândiți-vă ce pro player între ghilimele e acest băiat. Nici, da, nici, bot nu era, pentru că dacă era bot sigur se mișca sau făcea el ceva, pleca de acolo până și bot mai deștept decât ăștia. Și trage, trage în mine, trage după mine dacă nu mă înșel. Hai să avungem repede la tovarășul nostru și să... Să terminăm acest meci, pentru că din câte vedeți mai avem 5 oameni, de fapt mai sunt 5 oameni cu tot cu noi, eu am, mamă, ce hit mi-a dat ăsta, bă, băieți, cu ce mi-a dat, mă, tată, din deci, mi-a luat ta viață, nu e problemă, uh, mai sunt 5 persoane din care noi suntem cu noi două, deci sunt încă 3 persoane de omorât, i-a dat uh, mare hit lui fratele meu, dar nu-i problemă că i rezolvăm, unul unu gata, al doilea gata, hai că joacă, joacă bine rău, încercăm să-l găsim și pe ultimul, mai un player, Poate nu trebuie să-i dăm viață, dar aparent nu prea putem și trage după noi, nu-i problemă. Îi dăm viață repede și mergem să-l luăm prin surprindere, pentru că echipa, echipa Alfa, o, o, să ne zicem de acum, echipa Alfa nu știe de frică. <laughs> Glumesc. Mergem cu echipa Alfa să-l omorâm pe fratele nostru, i-am dat o grenadă de asta în cap, un smoke în cap, pentru că a meritat că a murit ca prostul. Bine, a murit, a intrat în a intrat în ochi, ca deșteptul. Mă scuzați, nu, nu trebuie să vorbim prostie aici. Apăla, și a dat. Acum mi-a dat și el în cap, s-a revanșat. Dăm câteva smocuri și luăm prin surprindere, facem schema echipei Alfa. Ca să creadă că noi venim prin față, dar noi plecăm prin spate. Mare schema ce am făcut și noi. Zici că jucăm cu... Zici că suntem copii de 3 ani. Dar nu-i problemă. Mergem și rezolvăm. Credeți-mă că o să funcționeze schema asta. Hai să terminăm repede și pe ăsta și să încheiem acest episod, fraților. Bă, de omorât îl omorâm sigur, asta vă zic. Nu îl omor eu, îl omoară el pentru că eu sunt prea prost pe, ca să trăiesc pe pământul ăsta. Am căzut din 15 ori după contanele astea și n-am fost în stare să găsesc un player. Dar noi vom încheia episodul aici. Îl încheiem cu rugămintea să lăsați un comentariu, un like, un subscribe, un tot ce vreți voi. Să intrați pe grupul de Facebook, am făcut grup de Facebook, pe grupul de Discord, pe serverul de Discord și pe ce mai vreți voi. Follow pe Instagram, tot ce vă doriți, tot ce îmi doresc eu de fapt vă respect pentru că vă uitați și dacă vreți să jucați și voi cu mine acest joc, lăsați-mi un comentariu și probabil ne vom juca cât de curând toți. Abonați, facem rumuri. Aș vrea să fac rumuri, să mă anunțați ce credeți.